Unde sunt clienții de altădată? Se întreabă operatorii de turism din Giurgiu, care nu au vândut anul acesta decât câteva pachete pentru sărbătoarea pascală, cele mai accesibile, comparativ cu 30, 40 sau chiar 50 de pachete în alți ani. Cea mai solicitată ofertă de Paște de către giurgiuveni și anul acesta ca și anul trecut a fost ca și destinație Bulgaria, Nisipurile de Aur, hotel de 3 stele cu all inclusiv, locurile s-au epuizat în mai puțin de o săptămână. Prețul a fost de 20 de euro de persoană cu all inclusiv. Cu speranța că le vor trece pragul clienții întârziați dornici să plece a doua zi, reprezentanții unei agenții de turism vin cu oferte destul de bune, evident în Bulgaria, dacă luăm în calcul prețurile din țară. Pe ultima sută de metri mai avem tot în Bulgaria, în Constantin și Elena, Nisipurile de Aur, unde tarifele pornesc de la 25 de euro de persoană, all inclusiv, prânz festiv de Paște sau cină, în funcție de hotel. Hotelul este de 4 stele. Din catalogul de oferte nu lipsesc, evident, și cele de pe plaiurile mioritice, de pe Valea Prahovei sau din zona Sibiului, destul de apreciate, mai ales de străini. La Sibiu avem o pensiune de 3 stele. Se află în localitatea Sâmbăta de Sus, la 20 de km de Sibiu. Tariful este de 690 de lei de persoană, mic dejun, prânz festiv de Paște, plimbare cu trăsura, cină, 3 nopți de cazare.